Cinci puncte s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Giurgiu, ce a avut loc la ora 14. Este vorba de suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2012, înființarea societăților comerciale, Giurgiu Servicii Locale și Centrala Termică Giurgiu, trecerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a două terenuri din platforma 1 a fostului combinat chimic și alocarea unui sprijin financiar de 7.000 de lei inspectoratului pentru situații de urgență Vlașca. Deși primarul Nicolae Barbu a explicat la începutul ședinței de ce este necesară aprobarea acestor proiecte în regim de urgență, toți cei 16 consilieri locali prezenți la ședință au considerat că punctele 3 și 4 care vizează înființarea celor două societăți comerciale din subordina primăriei, nu fac obiectul unei ședințe extraordinare și pe deasupra nici nu a existat timpul necesar studierii celor două proiecte. Prin urmare, cele două puncte au fost amânate pentru ședința ordinară din 25 noiembrie, în timp ce restul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate.